Numărul zilelor de tratament de care beneficiază cei care apelează la Casa Județeană de Pensii Galați pentru a primi un bilet la una dintre stațiunile de tratare a afecțiunilor s-a redus anul acesta odată cu modificarea legislației în domeniu de către Ministerul Muncii. Comunicatul emis de Casa de Pensii Galați spune că, în conformitate cu prevederile articolului 2 din hotărârea numărul 51 din 29 ianuarie 2014 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2014, este asigurat un număr de 59.641 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de prezentare cu o durată a sejurului de 16 zile. Pensionarii vor primi doar 16 zile de vacanță în loc de 18, dintre care doar 12 vor fi dedicate tratamentelor. Vârstnicii mai sunt nemulțumiți și pentru că spun că au întâlnit situații în care hotelierii nu și-au respectat promisiunile și au aplicat doar jumătate dintre procedurile înscrise în contract. În data de 11 ianuarie 2014, pentru seria anti de tratament balnear cu plecare în intervalul 15-18 februarie 2014, Casei Județene de Pensii Galați s-au alocat 125 de bilete de tratament balnear. Au rămas nedistribuite 67 de bilete de tratament în stațiunile Lacul Sărat, 57 de bilete, 1 mai 2 bilete, Sărata Monteoro 7 bilete și Nicolina 1 bilet. Pentru locurile de tratament rămase libere, pensionarii pot depune cerere pentru a fi repartizați până în ziua anterioară începerii seriei de tratament, plecările fiind pe 15, 16, 17 și 18 februarie. Prețul maxim pe bilet de tratament balnear achiziționat la Casa de Pensii în anul 2014 la categoria 2 stele este de 1372 de lei pe bilet, iar la 3 și 4 stele prețul este de 1420 de lei pe bilet.